La revedere, papa! Spor la treabă! Drum bun! Nu știam că aceasta va fi ultima zi în care îl voi vedea. Mamă, soarele deja a apus, iar papa nu a ajuns acasă. Știu, speriată, așa suntem înjurată. Mamă, ce vom face? Alfonso, tu și Miguel, de ce te lăsă căutați? Să luăm căruțe și să mergem. Fiule, te rog, ai grijă. Speranza, avem o veste proastă. Acum suntem doar noi două. Ultimul cadou de la papa. Soțul tău ți-a lăsat ție casa asta și toate bunurile din ea. Dar, după cum știi, nu se obișnuiește să lași pământ unei femei. Așa că îi va aparține lui Luis. Ai să rădătezi de știi acum! Ce se întâmplă? Casa e un plan care trebuie să lăpă Abuelita! 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 Ar trebui să știți că plecăm în America. Fratele lui Alfonso ne-a scris spre o fermă mare din California unde muncește el acum. Ne poate face rost de muncă și de o baracă. Mâine îi trimitem răspunsul. Ce ar fi că și Speranța să venim cu voi? Sigur avem încredere în el? Păi, am mai venit și altă dată în tabără, iar oamenii au încredere în el. Am vești proaste. Are febra voie. Nu, ce mai e și aia? Este o afecțiune a plămânilor provocată de praf. Trebuie să o ducem la spital. Hortensia, ce mă fac? Mama e la spital și nu știu cum voi strânge destui bani să țin acolo. Esperanza, cum ar fi să încerci să muncești? Miguel, am nevoie de un loc de muncă! Ce te-a apucat mai extremă? Cred că mai de. Mama și vreau să fie vreau să duc să tai colțările de cartofi. De ce nu te-ai dus și tu cu ele? De ce m-ai părăsit, papa? Miguel, Miguel! De ce m-ai părăsit, papa?